La finele săptămânii trecute, Procuratura Generală a anunțat intentarea a 34 de dosare pentru subvenții frauduloase în agricultură. În unul dintre aceste dosare este vizat și fostul ministru Vasile Bumacov. Totodată, acesta susține că firma Ecoplanter, al cărui fondator este și el, nu a primit niciodată subvenții de la stat și că este ținta unor atacuri. Bumacov a explicat care sunt meritele companiei și de ce aceasta a devenit interesantă pentru un grup de persoane care îl amenință și astăzi. De ce totuși considerați că Procuratura a inclus în lista companiilor numele companiei pe care ați fondat-o, Ecoplantera? Eu consider că aceasta a fost o greșeală și sunt sigur că conducerea procuraturii va vedea cum a apărut această companie care astăzi poate să adreseze în judecat pentru că a fost discreditată. Compania a fost fondată foarte de mult, odată ne-a fost preluată de un funcționar din Ministerul Agriculturii care, deci un funcționar lucra mai înainte în Ministerul Agriculturii cu fiica lui și cu ginele care erau într-o structură tot criminală, au preluat tot. Deci, fiindcă aceasta este o elaborare națională moldovenească, patentată în Republica Moldova, a implementat această tehnologie modernă de cultivare a rasadurilor și de plantare semi-automată. Deci, li s-a părut că este o chestie prea bună, ne-au trimis câte 10 bandiți la casă și ne-au avertizat că dacă nu uităm de tehnologia asta vom avea mari probleme. Am lăsat totul, am pierdut tot ce am avut, dar peste câțiva ani am revenit la acest lucru, fiindcă era necesar pentru țară. Și să mă trezesc acum din nou cu aceste atacuri împotriva companiei care niciodată n-a primit subvenții și nici n-a putut să aplice pentru subvenții, nu de aia că eu am 10% din acțiuni, dar pentru că este înregistrat în oraș, iar companiile înregistrate în oraș nu pot aplica la moment la subvenții. Poate nu-i corect, dar așa este regulamentul acum și vreau să le spun la toți care au mare grijă că nu cumva eu să câștig în această companie. Eu nu cred că am primit dividende vreodată. Eu am primit satisfacție pentru faptul că ceea ce am elaborat cu prietenii, colegii mei în Statele Unite, am adus și am implementat și acasă și agricultorii beneficiază, țăranii noștri beneficiază de această tehnologie. Cum funcționează această tehnologie? Mai înainte, dacă vă amintiți, cultivarea răsadurilor era pe vatră, unde trebuia foarte multă energie, unde era foarte multă muncă manuală. De obicei, păreri greu în Moldova se practicau că femeile trebuiau să privească toate aceste buruieni. Pe urmă erau metodologii de a planta în câmp foarte obositoare. Eu am lucrat și eu cu mama, l-a plantat și legume și tutun. Ce să vă spun, e un lucru greu cu mâna. Așa am elaborat și mașini care pot planta mult mai ușor, fac lucrul acesta mai interesant. Am elaborat paletele în care se cresc astăzi rasadurile, deci în serie nu se mai plivește, totul este automatizat, iar rasadurile care sunt plantate pe metodologia asta dau rezultat cu 2-3 săptămâni mai devreme decât cele din pe metodologie tradițională, fiindcă noi de fiecare dată nu suntem prea fericiți când vedem că în lunile de primăvară-vară avem roșii din Turcia, din alte țări. Și de aceea am vrut să extindem perioada de cultivare a rasadurilor, a legumilor, cel puțin cu o lună mai devreme și o lună mai târziu, ca în piață să avem produse autohtone. Tehnologia este foarte bine cunoscută, este foarte bine apreciată. Eu mă mândresc cu acest lucru, așa ca și colegii mei, și îmi pare rău că cei care au încercat să mă atace, inițial mi-au spus că vor distruge programele care le-am elaborat și cu care mă mândresc foarte mult. Cum ar putea acestea totuși să fie distruse? Pentru că dacă este un proiect extern, ar trebui și partenerul extern să observe toate aceste lucruri. Eu o să vă spun, păi asta este și problema. Deci, vedeți, americanii la noi protejează proiectele lor și alții, dar reșind din faptul că Japonia până acum nu a avut ambasadă în Republica Moldova, de 3 ani proiectul este hărțuit, așa cum mi-au promis că vorbim acum de proiectul 2KR. Deci 2KR este cel
cel mai de succes proiect, vă spun, acest lucru a fost spus de japonezi, în toate țările unde a fost implementat, cel mai bine a fost în Republica Moldova, de ce este considerat cel mai bun, este apreciat de fermieri, am livrat până acum peste 7500 de tractoare, combine și alt utilaj, de fapt am mecanizat țara la condiții poate nu prea bune, dar mai bune cu mult decât cele care erau în piață. Un mare aport a proiectului 2 care a fost ca stimulat crearea rețelei de dealeri în țară, că nici acest lucru nu exista. Deci proiectul 2 care nu este dealer, nu reprezintă o companie, proiectul 2 care a stimulat crearea. Dar când o parte din oameni suspuși au văzut că dacă nu plătesc pentru tehnică este retrasă, au încercat să ne intimideze, au încercat să ne speri că proiectul va fi distrus și atât de 3 ani s-a pus în aplicare acest mecanism. Noi avem câte 5-6 controle pe an, jumătate din... Noi nu avem mare staff, deci proiectul acesta este mare, dar avem 14 angajați. Deci jumătate din acești angajați toată ziua lucrează ca să răspundă la întrebări, să copii materiale, să scrie lămuriri și așa mai departe. Și cu toate că fiecare control nu se termină cu nimica, oricum această presiune continuă foarte dur. Spuneați că ați fost amenințat. Ați alertat organele de drept? Eu am spus în ședință de guvern. Chiar și ieri am fost amenințat din nou. De aceea, eu nu cred că organele nu știu de acești oameni, eu sunt sigur că știu, știu din ce cauză fac acest lucru. Vedeți cum au început, deci să amenințe familia, dar au trecut și la proiectele care le-am lansat, știind că eu țin mult la aceste proiecte. Și ar fi o greșeală din partea mea să nu spun acest lucru, fiindcă a distruge un proiect important pentru țară, multe minte nu trebuie. Dar hărțuiți tot timpul, oamenii știu, practic este foarte bun, te-a hărțuit un an, doi și ai abandonat tot și ai plecat. Așa se întâmplă și companiile bune. Să nu credeți în Moldova, companiile care nu supun la regulile care se dictează, sunt hărțuiți până sunt distruși.